Dar salut, băi, oameni, bă. Eu să mă rog dacă știu care-i problema cu voi. Eu nu pot să vă înțeleg. Nu pot să-mi dau seama care-i problema cu voi. Cu, nică să mișcă. Stai cu minte. Stai cu minte. Eu nu pot să-mi arăt expoziția. Nu pot, bă, eu vă arăt expoziție, bă, alu, să ne înțelegem. Eu vă arăt expoziție. Păi voi tot îmi veniți și zăpăciți că apustați așa că îl stabilizez acum din trei mișcări. Bang și bang. Îl stabilizăm. Na. Păi eu vă arăt un ceas, Rolex-ul meu, viața mea, 12.799 de euro. Tăți îmi scrieți că-i fache, că-i nu știu ce, și voi ați învățat un cuvânt străin. Vă pierdeți lingvistica românească. Fache, fache, fache. E fache. Spune, bă, e fals. Voi sunteți țărani, ăștia din lista neagră care vorbiți la voi, mă refer, care îmi vorbiți aiurea. Voi sunteți țărani care purtați încă expadrile de pe timpul lui Ceaușescu în picioare și vorbiți și voi de Rolex-uri. Înțelegeți? Voi nu vă permiteți să vorbiți, mă, de știu ce... Uitați, nici de pleșcoi, mă, cărnați de pleșcoi, mă. Pleșcoi, mă, nu vă uitați, cantitate, înțelegeți, cărnați de pleșcoi. Da, să vă mai arăt ceas, aur, aur, brut, roze, roze, mă, ca și șampaniile care bea gura mea, înțelegeți, și aur, 18 carate, aur galben. Păi, dacă astea două ceasuri, dacă vi le ăsta, înțelegeți? Ia uitați-vă atent ce scrie pe ele. Șanu, să nu credeți că e Șanu de la Brăila. Șanu. E Șanu. Și ăsta e gu. Să nu credeți că e gu. E gu. Eu numai începutul vi le dau. Înțelegeți? Începutul, că sfârșitul vi-l dau așa. 27.000 de euro, 19.800 de euro. Și cu 27.000 de euro, tata face 47-48.000 de euro. Bine, le-am calculat. Bang, bang, bang. Stânga-dreapta, plus, egal, îți. 47.000 de euro, mă. 47.000 de euro, ușor, auziți? Asta au fost acum 16 ani. Gândiți-vă că de atunci s-a scumpit aurul. De atunci s-a scumpit aurul, sau că astea sediție limitată. Astea sediție limitată. Nu numai că s-a scumpit aurul. Deci au ajuns, cât, ia ziceți cât au fost acum 25 de ani dolarul. Ha? Deci de 3 ori prețul. 47 cu 47 ori 3, 120, 7 ori 3, 21, 140.000 de euro. Nii, mă, o casă, mă, o casă unde este? Pe Cărnațul Pleșcoi, la cine? La Nelson Mondialul, bineînțeles, sigur că da. Bă, voi sunteți păduchi? Bater, dacă ați fi păduchi din ăștia, știu eu, stilați, păduc, dar sunteți păduc morți de foame, nu vă întindeți cu privirea pe Cărnațul Pleșcoi. Voi, pe voi nu vă mai atrage nici capacitățile numerice, în valori inestimabile, vă atrage mirosul. Ne-au desfundat și nările, vă atrage mirosul de la Cărnațul Pleșcoi, mă, alo, să ne țăles, măi, înțelegeți, la voi în oală ce fierbe astăzi? A? Clocotește apa și dați ni aditive, că la voi puneți niște tăiței apă și dați aditive, voi nu-i dați găină de la tinul rus, bineînțeles găină în curte crescută, voi dați aditive, vegeta și alte chestii, bă, stați cu minți în banca voastră, stați cu minți în banca voastră, nu vă tăpuneți cu mine, m-ați văzut și voi că mi-am luat și un X6 de superlativ cu comenzi pe volan, cu schimbător tradus în bang, amprentă digitală. Și deja începe să-mi comentați. E o șmecher de categorie grea, mă. Ați înțeles? E o șmecher de categorie grea. Dați camera aproape și vedeți. Și auziți? Nu că
cum ziceți voi, fache. Aici, băi, originalitate, pentru că Nelson Mandela e un singur Nelson Mandela, nu sunt 20.000. E originalul Nelson Mandela. Înțelegeți? Păi, dacă vă tot ardeți cu mine la manglă de 2 lei, eu vă dau 87 de metri de cărnați. Vă dau 87 de metri de cărnați. Care ăsta, deci eu ăsta îl lovesc cam într-o săptămână, voi ăsta îl lovesc cam în 75 de ani. Îl lovesc. Mai culdușilor, care mere și vă cumpărați și voi cărnați de pleșcoi, care i-a apucați, știu eu, până ce magazine și din ele, 100 de grame, vă rog. Nu vreau ca să-mi ocupe locul în frigider. Păi ce să-ți ocupe locul în frigider? A? Ce să-ți ocupe locul în căsuța poștală, mă? Îți ocupă locul în căsuța poștală, de la băncile care îți trimite mesaj. De la băncile care îți trimite mesaj. Alo, domnul restanțier. Trece odată, nu mai sta că te luăm cu japca, trimitem la ușă la tine să-ți bată, știi tu cine cu mascață, e tata Nețo Mondialu, înțelegeți? Ca să nu credeți cumva că-s de plastic, ornamentații, îi dăm o probă. Originalitatea. Ăsta s-a adevărat cărnați de pleșcoi. Noi. Se pot să-i mestece. Cazul astea, adevărăciuni. Aur de 18 carate roz, aur de 18 carate galben. €160.000. Bani munciți și trudiți. Bani munciți și trudiți, mă. Uitați-vă la zale. Zalele au o componență din plătitură. Manual. Înțelegeți? Manuală. Calculează că aici la astea s-au pierdut. Deci ăsta are 360 de grame, ăsta are 320 de grame. Cu 360 de grame, cu 320 de grame, 680 de grame. Calculează pierderea la aur. Calculează manoperă la aur. Deci ajungem cu ceasurile astea la aproape 200.000 de euro. Iar dacă stai să te gândești că le cumperi de la cine? De la Nelson Mandela, care ăstea acum să face licitație, deci pentru vânzare exponatele care mai sunt, că nu au fost făcute numai exact ca și nu știu ce mașini și nu știu ce din astea, cât serie limitată. Înțelegi, de asta au fost făcute 12 bucăți, care unul e la mine, și de asta au fost făcute 7 bucăți, care unul e tot la mine. Asta să fac licitații unde să licitează tablouri de Lejezon Foa, înțelegeți voi cine, Picasso și alți, eu când zic Lejezon Foa, francezi, pictor francez, nu credeți că dau vorbă că nu înțeleg. Deci să licitează unde licitația pornește de la intrare, numai ca să mergi să licitezi, pornești, intri cu o sumă, deci o pierzi, indiferent ce, de la 20, 30, 40, 50 de mii de euro, poate și mai mult. Deci ăsta ajunge la milioane de euro. Milioane de la cine? De la Nelson Mandela, bam, pornește licitația de la 200.000 de euro, odată, 250 de 3 ori, 480, altul care licitează, bra 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 bra, 280, 480, bra bra bra, ta bra bra, ta bra, 570, 1200, s-a ajuns la 1.800.000 de euro, bă, numai că auzi Nelson, care toată Anglia, toată Germania, toată Franța, toate țările europene îs pline de strada Nelson, am stradă pe strada mea, eu când vă spun că pe strada mea.
Pe strada mea am paburi, am cluburi, cine stă la masa mea, cine stă la masa mea, am statui, băi, vreau să fac statui în fața porții, statui, băi, deci numai cu nume, cu din hoteluri, mă, ești cazat, mă, unde, la Nelson Mondialul, stați-mă cu minți, nu vă arătați frisoanele de păduchi, că dau cu jambonul care mi-l pregătește acum. Un lușcoș, măi. Vă dau cu jambonul în gură. Ați înțeles? Sau vă iau... Avă la cătie, tata. Cu mine nu încercați, că vă fac de explodați. Vă fac de vă explodează stomacul în voi. Înțelegeți? Vă fac de vă explodează stomacul în voi de gaze. Ei, ăștia cu biscuiți și apă minerală, stixuri și apă minerală. Fiți cuminți că vă iau. Eu șmecher, alo, lista neagră. Pentru voi clipul. Prietenilor, vă iubește tata. Toată lista mea virtuală care mă simpatizează, o salut și vă transmit sărbători fericite, că vine Paștele, mă. Vă salută, tata, drept, pe frunte.